Nimic din cele pământești nu mă vor face să renunț la munca pe care o fac, este motoul lui Mihai Grecu, care din copilărie nu are un picior. Chiar și așa, bărbatul a reușit să-și facă o familie frumoasă, iar acum soția și băiețelul lor de 3 ani îi sunt mereu alături. În fiecare seară, capul familiei își câștigă banii la brutăria din localitate, iar datorită străduinții sale, acum cuplul are o gospodărie îngrijită într-un sat din Hâncești. În această căsuță, dintr-un sat din raionul Hâncești, locuiește familia Grecu. Pentru Mihai și Maria, rutina zilnică începe cu pregătirea fiului de 3 ani pentru grădiniță. Picaldare și spală față. Așa. Așa, bravo, băi. Dacă am ușa până se băceaiul gata, apam ușa să-mi ducem la grădiniță. N-am avut eu dragoste părintească, dar măcar copilul meu să aibă dragoste părintească. Cu multe emoții, Mihai Grecu ne-a povestit că a rămas fără un picior din copilărie. De fapt, de când se știe pe fața pământului, așa se ține minte, a crescut la orfelinatul de la Bădiceni, pentru că părinții au renunțat la el de pe când era bebeluș. Acolo a făcut cunoștință cu Maria, femeia care din 2017 este soție și cel mai apropiat om. Un an mai târziu a apărut pe lume și Cristian, cel mai mic membru al familiei. Acolo la internat noi amândoi am șazut, acolo am făcut cunoștință și am drujit până când am ieșit de acolo. Eu nu zic că e ușor, nici nu zic că e greu, dar numai dacă omul pune efort. Dacă omul pune efort și vrea să muncească și vrea să facă, păi trece peste toate. Mihai spune că disabilitatea pe care o are îl motivează și mai mult să muncească pentru familia sa. În fiecare dimineață, bărbatul își duce copilul la grădiniță, iar soția rămâne să îngrijească de gospodărie. Grădinița undeva, dacă nu greșesc, e vreo 3 km de la noi de acasă. Și cum veniți atunci, fiecare dimineață, pe jos? Venim pe jos. Venim pe jos, câteodată în mai chică transport, da? Ne stăruim ca să... Cam de foarte ușor. E departe, dar ce să facem? După ce se întoarce acasă, se apucă și el de meșterit prin curte, iar de câteva luni, de la ora 17 și până a doua zi dimineața, Mihai felează pâine la brutăria din sat, astfel câștigând bani pentru cele necesare. Noi am o iarnă, e că eu am unul de mult, am luat și am făcut e că aici. La păsă. Ați betonat? Am betonat, am schimbat gardul. Și aici vrem să cumpărăm puișori, să punem puișori aici în partea asta. Aici noi avem răț mute. Rățele mute de amuiele trăschi și cloșcă din trânsele. Eu, când eram mitel, militare mi-a plăcut la bucătărie. La Hâncești, eu am învățat la școala de la Hâncești. Da. Și Dumnezeu să-i dea sănătate lui tante Liza Pușcaș. Eu nu știu dacă este ea în viață, dacă nu, sper să mă audă. A, pe ea m-a învățat multe la bucătărie. La vârsta de 17 ani și-a rezolvat una dintre cele mai mari probleme care îl măcinau din copilărie. El și-a găsit părinții biologici, iar una dintre întrebările la care voia să afle răspunsul era despre maladia care i-a luat piciorul, fiindcă nu ține minte exact ce i s-a întâmplat. Părinții ne-au spus că m-am născut așa, dar eu am operație la picior. Aha, operație. Da, și cam nu prea eu cred că m-am născut așa. Familia Grecu are multe planuri pe viitor, iar Mihai este convins că dacă va avea sănătate și va fi pace pe lume, le vor face pe toate. Apreciezi munca noastră? Susține-ne cu o donație. Scanează QR code.